mâna, doamne. Reveniți mâine. Aveți ceva de reprezentat? Ne-am invitat pe doamna, ce faceți? O să vă întoarceți la muncă? O să vă întoarceți la muncă? Vă simțiți vinovată în vreun fel, doamna Păiuș? Întrebarea asta chiar n-am ce zis. Aveți bine că strigați mașina la mine. De ce aceste acuzații? De ce vă acuză oamenii că le-ați... Nu știu, rămâne de văzut. Ați oprit intenționat, ați încălcat să ieșiți, să plecați din țară? Vă veți întoarce în spital? De ce n-ați schimbat și în fișa de observație a pacientului de 54? Aveți oamenii aceștia pe conștiință? Când o să vă reîntoarce pe conștiință sau ați pus să ne lăsați în spațiu? Cum a fost în acest? Considerați că merită o explicație aparținătorii oamenilor, ne spune și nouă vorba. Doamna avocat, puteți să ne spuneți măcar care a fost argumentul pe care ați obținut această decizie? Nu știm, vom vedea, noi am pus multe argumente, nu știm care a fost cel pe care judecătorul. Da, dar ce spuneți că totuși nu are nicio măsură preventivă? Ne liniștim și promitem că zilele următoare vom avea o sedință. Dar în referatul de arestare dumneavoastră, ce ați reclamat din acel referat? Să salvați oameni. De ce zic procurorii că i-ați ucis? Ați contestat acele probe cu niște tomate, acele poze? Niciun fel de măsură. Imagini cu eliberarea celor două doamne doctor după ce s-a decis că nu se impune niciun fel de măsură preventivă. Deci nici control judiciar, nici arest la domiciliu, nici arestul în care au stat în ultimele săptămâni. Asta e decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București, care au desființat practic referatul de arestare al procurorilor. Sigur, procesul merge în continuare, dar ar avea acum posibilitatea inclusiv să se întoarcă la spital, așa au decis judecătorii Curții de Apel București. Este o răsturnare de situație cum rar întâlnim în justiția din România, care, domnul Buzoianu, mai oferă și momente greu explicabile, dar parcă la nivelul ăsta niciodată, ceea ce am sesizat așa că pe politicieni nu întoarce deloc din drum, din retorica lor, din punctajul de partid. Când e vorba de un coleg de formațiune politică, sunt extrem de sensibil. Dom'le, să nu ne pronunțăm. Dom'le, haideți să vedem, dar concret ce a greșit când e vorba de niște medici? Dar de ce se moare acolo, nu știu cum? Nu știu, poate trebuie să faci facultatea de medicină și să ai o specializare în ATI ca să înțelegi exact cum e cu gradul de mortalitate în anumite secții. Urmărim acest dosar care e departe de o concluzie. Asta te inculpă. Nu aveau motive, nu există motive pentru a le ține pe femeile astea în arest. Asta e concluzia zile. Facultatea de medicină te inculpă în subiectare, că dacă ai o facultate de medicină făcută. Da, trebuie să faci și pușcăria automat. Par suspect, nu? Par suspect. Era gluma cu politicienii, cu pușcăria făcută, deci poate să intre în politică. Acum pare că ești vinovat pentru că ai făcut medicina. Bun, o chestie interesantă, am văzut și reacțiile societății, spune multe despre poporul român. Să trecem, dar, și la subiecte mult mai de interes public. Cum de exemplu, problema aceasta a legii pensiilor. Nu, a legea pensiilor, care e ceva absolut controversat, ascunde niște bombițe, niște nedreptăți, absolut despre orice putem vorbi, domnul Buzoianu, mai puțin despre echitatea pe care o proclamau pesediștii. Nu se pune problema de așa ceva, ci naște noi inechități care vor trebui rezolvate. Deci, în încercarea de a rezolva problema inechităților, au născut alte inechități. Categorii întregi de pensionari vor fi discriminate până această nouă lege care vizează, atenție, spun specialiștii, doar zonele de unde Partidul Social Democrat are senzația că poate stoarce niște voturi. Pe cei pe care nu i-are în bazinul electoral captiv, legea asta nu se știe cât de mult îi ajută. Chiar ieri ne spunea senatorul PSD, domnul Bodog. Da, mi-aduc aminte de dânsul. Că mama sa, după recalculare, va avea o pensie cu câțiva lei mai mică decât cea pe care o are acum în plată? Asta a fost asta a zis. Cumva o chestiune, dar păi nu încercând să explice... Nu primiserăm garanții că nu scade nicio... Dom'le, treaba e în felul următor. Ce se întâmplă? Trebuie văzut într-o oarecare contextualitate, în sensul că sunt pensionari și pensionari. Sunt pensionari votanți PSD, sunt pensionari... De regulă și-au dat seama că noi mai degrabă pe noi n-ar vota pensionarii aflați într-o situație limită. Ăștia sunt mai degrabă cei care sunt tentați să ne voteze pe noi. Pensionarii care au depășit limita supraviețuirii... Parcă, domne, nu știi, sunt controlat, poate votează pe altcineva. Cine știe unde se Bun, hai să vedem exact ce se poate discuta cu privire la această lege a pensiilor, care este ultra dezbătută în ultima perioadă și de maxim interes pentru cetățeni. Analistul economic Adrian Negrescu e în legătură Skype cu noi. Mulțumim că a acceptat invitația noastră. Bună seara! Bine v-am găsit! Bine ați venit!
Care ar fi primul lucru care atrage atenția unui specialist în economie cu privire la această lege a pensiei? Că știm exact pe pensionari ce anume interesează, cum le va fi calculată și ce costuri implică pentru fiecare în parte să vină cu documente din arhivă, de exemplu, între 500 și 800 de lei trebuie să plătească unii pensionari doar ca să depună dosarul complet. Dar pentru cineva care privește din exterior și nu e afectat direct de o recalculare, ce atrage atenția? Și noi am afectați. Și noi vom fi afectați, pentru că această lege ar trebui denumită legea decrețeilor, pentru că e făcută cu dedicație specială pentru cei 1,6 milioane de români care în următorii 10-12 ani vor ieși la pensie. Pensiile lor, când vor ieși la pensie, vor fi mai mici decât ale celor care au ieșit până acum la pensie. Adică dacă în momentul de față, hai să zicem, un mecanic de locomotivă are un 5.000 de lei net pensie pe lună, pentru că a lucrat în condiții speciale, pe baza... 5.000 are un mecanic de locomotivă pensie? Da, pentru că sunt condiții de muncă, e gradul 2, sunt multe, multe sporuri pe care le-au primit în baza legislației anterioare. Ei, colegul lui care are ghinionul, între ghilimele, de a ieși la pensie începând cu septembrie, va avea o pensie de 3.700 de lei. Atât de mare diferența? Sunt niște diferențe fantastice, pentru că nu se mai au în calcul grupele de muncă, adică complexitatea muncii, faptul că ai lucrat în niște condiții speciale, de exemplu minerii, mină. Practic echivalăm munca în mină, cei 15 ani petrecuți în mină, cu 15 ani de stat la birou și învârtit foile. Cam despre asta este vorba noua lege. Iar în perspectiva următorilor ani, de fapt asta a vrut autoritatea, organul, ca să zic așa, da, să diminueze volumul de plată la pensii prin această nouă lege care nu mai vine să premieze pe cei care au lucrat în condiții speciale, ci că doar dacă ai stat foarte mult la muncă, cu cât stai mai mulți ani la muncă, cu atât ți se dau așa numitele puncte de stabilitate, pe care mulți dintre pensionari, din păcate, s-ar putea să nu le prindă. Deci ai stat foarte mult la muncă, dar ai și contribuit foarte mult, sau contributivitatea nu are foarte mare legătură cu viziunea? Nu, contează, bineînțeles. Contează, bineînțeles, și contributivitatea, dar mai puțin în actualele. Mai puțin decât stabilitatea. De asta spun. Mai puțin decât stabilitate. Și de-aia zic că se creează discrepanțe și discriminări în viitor. Dacă ai o pensie bună acum, probabil colegul tău va avea o pensie mai mică, cu cel puțin 20-30% dacă va ieși la pensie după 1 septembrie. De-aia zic că este o lege făcută prost, pentru că nu ia în calcul elementele esențiale ale complexității muncii. De pildă, un IT-ist care a contribuit foarte mult la bugetul de pensii și are o perioadă de, hai să zicem, 20-25 de ani de contribuție, este pus pe poziție egale cu unul care contribuie mai puțin, dar o perioadă mai lungă de contributivitate. Adică nu se mai echivalează foarte, foarte clar complexitatea muncii, volumul de bani pe care ai adus în sistem și alte lucruri. Oamenii ăștia la minister zic în felul următor: domnul acela Baciu, extrem de comunicator, așa, de la casa aceasta, de pensii. La casa de pensii, scuze. Care vede o campanie împotriva pensiilor, da, din România. Vede o campanie, domnul Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, zice în felul următor: domnule, dacă în urma recalculării cuantumul pensiei scade, se va păstra cuantumul cel mai avantajos în plată. Tocmai de aceea, pentru moment. Și asta nu spune. Vă spun acest lucru pentru că dacă tu pe decizie primești o pensie mai mică, da, vei primi pensia care ai primit-o și până acum. Dar atenție, acea pensie nu mai este indexată cu rata inflației plus jumătate din salariu minim, este indexată pensia mai mică pe care o ai trecută pe hârtie. Deci nu-ți dăm mai puțin acum, dar avem grijă să primești mai puțin pentru că te sărim de la indexare. Pentru următorii ani. Asta e pentru interesant. Următorii cei ani. Care au avut pensii mai mici, te ajung din urmă. Păi da, e simplu raționamentul. Deci, practic, punem 1.000.000 de oameni în situația de a le fi înghețate pensiile și mai mult să piardă. Da, e simplu raționamentul. Chiar acum câteva ore a venit datele de la Eurostat, suntem din nou campioni europeni la creștere de prețuri, cea mai mare inflație din Europa, dublă față de cea din Bulgaria, ca să zic. Păi da, mă surprinde această informație Eurostat, pentru că puțin mai devreme reprezentantul PSD ne spunea că vedem cu toții cât de bine trăim în România. Păi ne permitem prețuri mari. Poate trăiesc foarte bine, adică no. Depinde la... Poate ce se referea la partidul său. Domne, trebuie văzut. Bine, adică... că nu, deci care e chestia? Când cresc prețurile e un semn cumva, poate să fie asta un semn al bunăstării. Permiți! Doamne, uitați cât de bine trăim, că vă descurcați și cu prețurile astea mari. Oamenii suportă să plătească mai mult. Dar e o chestiune pe care ne-a spus. Și o chestie interesantă, apropo.
Vreau să mai zic o chestie interesantă din legea asta a pensiilor. Știți că pensiile mai mari de 2000 de lei se impozitează, adică ce depășește 2000 de lei se impozitează cu 10%. Ei, crescând, recalculând pensiile, practic ducem mai mulți oameni în zona impozitabilă și practic ei, dacă primesc pe decizie o creștere a pensiei, s-ar putea ca o parte din bani să fie impozitați cu 10%. O altă aberație introdusă de această lege. Ieri când discutam subiectul ăsta al noii legi a pensiilor, ne comunica reprezentantul Partidului Social Democrat, care era în temă pe subiect, că principiul esențial care a stat la baza acestui act normativ a fost echitatea. Că nu-i normal, domnule, ca unul care s-a pensionat mai de mult să primească mai puțin decât unul care se pensionează astăzi, deși au lucrat aceeași perioadă, aceeași muncă. Ori, de la dumneavoastră înțeleg în felul următor, că potrivit acestei legi, cel care se pensionează mâine va primi mult mai puțin decât cel care se pensionează s-a pensionat ieri. Deci apare o altă inechitate. Da, pentru că nu mai sunt luate în calcul acele indici de corecție, acele indicatori legate de complexitatea muncii, acele grupe de muncă. Da? Una e să lucrezi în mină, alta e să lucrezi cu fundul pe scaun în birou la cine știe ce minister. Hei, asta este încă o inechitate introdusă de această lege și mai o alta extrem de gravă care ne va afecta pe toți. Vârsta de ieșire la pensie nu mai e clară, nu mai e bătută în cuie. Cum, nu de sunt încolo, nu la 65 de ani? Nu, de acum încolo, odată la 3 ani de zile, Consiliul Fiscal va face un studiu bazat pe speranța de viață și alți indicatori macroeconomici, în baza căruia va decide dacă vom ieși la pensie la 65 de ani sau poate la 70 de ani. Atenție, Banca Mondială ne spune de acum 10 ani de faptul că trebuie să creștem vârsta de pensionare. Și ca o perspectivă interesantă, ca să înțelegem ce va zice acest Consiliu Fiscal când va fi întrebat în legătură cu chestia asta, vă citez din ce tot spune de câteva zile, l-am ascultat și asta Daniel Doianu, pe domnul Doianu, pe care nu-l contestă nimeni din perspectivă profesională. Deficit bugetar e titlul, ca în timpul crizei economice și pandemiei, pentru că până la urmă Consiliul Fiscal crede că va fi între 7 și 8% deficitul acesta. Anul ăsta. Poate legea pensiilor să genereze așa ceva? Dar nu numai legea pensiilor. Legea pensiilor generează cheltuieli suplimentare de vreo 10 miliarde. Gândiți-vă că noi numai în luna iulie am plătit pe bunuri și servicii, achizițiile alea de mașini, calculatoare, telefoane, ce mai cumpără statul, vreo 9 miliarde de lei în luna iulie. În primăvară noi am cheltuit 9 miliarde deci pe consumabile. Deci, pe consumabile, da. Deci problema ridicată de domnul Deanu este una serioasă, pentru că în momentul de față deficitul bugetar crește, adică diferența din cât încasează statul din taxe și impozite și cât cheltuiește. Cheltuie mai mult decât ne permite. Da. Ei, și din această perspectivă, la un moment dat, trebuie luate măsuri. Ce spune domnul Deanu, din punctul meu de vedere, e ceva toxic. Ridică o minge la fileu politicienilor, pentru că spune că măsurile de reducerea datoriilor, reducerea cheltuielilor și de, practic, de o colectare mai bună nu vor fi de ajuns. Altfel spus, le dă cale deschisă creșterilor de taxe de anul viitor, lucru la care probabil toată lumea se așteaptă. Nu cred că mai e cineva care crede în ce spun politicienii, că nu vor crește taxele. Păi ia cineva în calcul scenariul în care nu cresc taxele de la anul? Probabil mai sunt unii care au crezut, unii inocenți, naivi, da? Cum au crezut în ultimii 2 ani de zile că nu vor crește taxele și au crescut în fiecare an, chiar de 2 ori pe an, diverse taxe și impozite și accize și tot felul de... Păi de luna asta crește și factura la gaze. Da, într-adevăr, pentru că cresc tarifele de distribuție și acolo au mare capcană. Acum câțiva ani, când a fost introdusă acea facilitate, între ghilimele, oferită de stat de a te racorda la gaze gratuit, fără niciun fel de cost, da? Costurile alea au fost plătite de distribuitor. E, acum distribuitorul, prin costurile astea care s-au dublat în ultimii 2 ani de zile, își recuperează banii. Ghiciți cine plătește toată acea racordare. Bineînțeles, oamenii prin factura pe care o vor plăti. Păi da, plătește toată lumea pentru o gratuitate de care au beneficiat doar unii? Da, în condițiile în care noi în continuare facem niște lucruri absolut aberante din punct de vedere al dezvoltării economice. Noi construim rețele de gaze în comune care mai au foarte puțini locuitori, în zone în care nu mai e nevoie de gaze, noi construim rețele de gaze. Păi și cine ia decizia să construiască rețele de gaze în comune fantomă? Întrebați Ministerul Energiei, care de asemenea ne spune că stăm foarte bine la acest capitol și exportăm gaze. Da, exportăm gaze pentru că industria s-a dus la pământ, și inclusiv Azomureș, cel mai mare combinat din țară, s-a închis acum. Și noi ne mai avem consumatori mari? Exportatori neți. Da, și noi ne lăudăm cu faptul că exportăm gaze. Păi da, exportăm pentru că consumăm gaze la nivelul din 1983. La curent electric suntem la nivelul, cu consumul suntem la nivelul anului 1989. Adică românii
consumă mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu, când erau acele perioade în care ți se oprea curentul, știți? Erau orele în care n-aveai voie să consumi curent electric. Bine, noi ne și bazăm pe niște oameni extrem de destoinici, adică starea asta de mirare în care zacem în momentul când aflăm tot felul de lucruri de genul acesta, are și ea totuși o limită. Cât poți să te miri având în vedere că l-ai pus pe Marcel Julacu să-ți conducă, să-ți gestioneze statul? Adică, și pe aia la ministere și după aia în... Păi da, bine, te uiți la Barbu, la agricultură, ai pretenții de la Barbu, am nebunit cu toți noi oameni. Barbu are un doctorat în economie. Dar calculând toate taxele și impozitele ascunse din ultimii 2 ani, creșterile facturilor care încep inclusiv cu această lună, scenariile ultra plauzibile pentru noi taxe, începând cu 2025, după ce se liniștesc oamenii cu alegerile. Dom'le, creșterile astea de pensii, unde vor fi creșteri, vor acoperi toate aceste creșteri de costuri? Da, în cazul pensiilor speciale, acolo nu e nicio problemă. În afară de pensiile speciale, pensiile ordinare, aș vrea să fie punctul nostru de referință. Deci, voiam să vă dau prins un calcul al Institutului de Statistică, care spunea că o familie cu 2 copii în România are nevoie de undeva la nivel de 2000 de euro net, adică aproape 10.000 de lei, ca să aibă un trai decent. Oare câți dintre pensionarii din România au undeva la nivel de 1000 de euro pe lună, ca să-și permită, de exemplu, să cumpere medicamente care s-au scumpit 25%, să cumpere mâncare care de asemenea s-a scumpit foarte mult, nu mai vorbesc de utilități care vor crește ca valoarea facturilor în perioada următoare. Da, probabil toate aceste creșteri de pensii se vor dilua anul viitor, într-o inflație foarte mare pe care inclusiv Banca Națională o estimează ca fiind la un nivel dublu față de cele din celelalte țări. Atenție, Bulgaria inflație la 2,8% acum, la noi e 5,5%. Dar adică, nu ne comparăm cu... Ce fac oare Bulgaria așa de bine? Dar ne permitem noi să ne comparăm cu Bulgaria. Adrian, de unde atâta tupeu? Și mai încă o chestie, că dacă va scădea, nu știu, din 5,5% sau ce în 5 la un moment dat, într-o lună, Doamne, ce spectacol va fi pe televiziune! A scăzut inflația în România! Dar bă, era 5,5%. Marcel Ciolacu a reușit. A reușit, iată Marcel, că se poate. Va fi un concert. 5%. De ce nu vorbiți, domnule, despre scăderea inflației? Da. Asta mai e situația. Eu am auzit-o pe ministrul muncii, despre care nu prea vorbim în ultima vreme, lăudându-se cu ziua recoltei, da? Care trebuia să vină vineri, trebuia să vină astăzi, legat de pensiile astea foarte da, mari. Da, a făcut o metaforă, da. A fi un fiasco. Mă uitam astăzi la niște imagini, la casele de pensii, oamenii care deja stau la cozi ca să ceară amănunte, să ceară lămuriri de ce le scade pensia pe hârtie și de ce nu li se dau mai mulți bani, pentru că unii au primit niște pensii ridicole, majorate cu 5 lei, cu 10 lei, iar alții, din potrivă, au pensii mai mici și își dau seama că nu sunt proști oamenii. Și realizează că în următorii 2-3 ani, pensia lor în termen real, chiar dacă pe hârtie va rămâne aceeași, da, va scădea, pentru că avem cea mai mare inflație din Europa. Și știi ce e spectaculos? E spectaculos și premiza, pentru că îl vedeai pe Budăi, a îngrenat în toate discuțiile la televizor. Vom crește pensiile, pentru că în felul ăsta crezi și vii și cu un orizont de așteptări spectaculos. Adică omul stă acasă, îl ascultă pe domnul Budăi la România TV, care vine și vom crește, am făcut noi pese. Și când vine fluturașul ăla sau cum doamna asta se numește... Pe ce se bazează comunicatorii guvernului? Pe ideea că până la alegeri nu se prinde lumea exact care e efectul noii legi? Și încă trăiesc oamenii în iluzia că li se vor dubla pensii. Că am văzut șeful casei de pensii ne prezintă o serie întreagă de cazuri în care creșterea e de 94, 96 și chiar 99%. Deci ei vând iluzia unei dublări a pensiei aflate în plată în acest moment. Se gândesc că până la alegerile parlamentare prezidențiale nu se prinde lumea, că de fapt e o escrocherie pentru unii care vor primi mai puțin bani, că e o țeapă dată celor care se pensionează peste câțiva ani și că e o creștere iluzorie pentru cei care într-adevăr primesc câțiva lei în plus? Eu cred că nu și-au dat seama, au căzut în propria goapă pe care și-au săpat-o, pentru că ei se gândeau că alegerile vor fi în septembrie, iar pensiile în plată urmau să fie plătite undeva pe finalul lunii septembrie. Dar era disperat. Deci schema e gândită pentru un alt calendar electoral. E foarte bună observația. Asta e foarte tare. Deci observația asta de la asta ar trebui să pornească discuție. Toată schema asta, toată vrăjeala din jurul noii legi a pensiilor, e gândită pentru vechiul calendar electoral. Dar era atât de disperat Ciolacu cu alegerile în septembrie și neapărat. Și PSD-ul per ansamblu. Da. Deci asta ar fi funcționat dacă aveam alegeri în septembrie. Ar fi funcționat la marele fix, n-aveai timp să iei contact cu realitatea.
Da, pentru că primai decizia, nu prea înțelegeai nimic, te duceai la casa de pensii dacă erai nemulțumit, dar așteptai o decizie favorabilă, pentru că li s-a indus tuturor ideea că stați liniștiți, că vă vom rezolva problemele, stați acasă, vă vin taloanele, mergeți la ghișee dacă aveți o problemă. Și atenție, chiar dacă îi trimite, și asta mi se pare o declarație cel puțin irresponsabilă a șefului casei de pensii, să-i trimiți pe oameni dacă sunt nemulțumiți să stea la coadă, la 40 de grade, să stea la coadă la casa de pensii și să aștepte acolo cu orele, că atenție, în medie o cerere dintre asta de recalculare, te duci să discuți cu omul de la casa de pensii, lasă cel puțin 15, dacă nu 20 de minute. Oare câte cereri pot să prelucreze ei la casele de pensii în acest interval de 45 de zile? Că atenție, o altă chestie absolut aberantă. Tu poți să ataci această decizie doar în termen de 45 de zile. Din punctul meu de vedere, este o încălcare a dreptului fundamental la pensie. Da? Deci, practic, îi pui pe oameni pe drumuri să stea în căldură, iar dacă nu le convine ce află de la oficiul de pensii, duceți-vă în justiție și deschideți un proces, plătiți-vă avocat ca să puteți să vă recuperați drepturile. Pentru că sunt mulți. Cine sunt oamenii pe care îi trimit la cozi kilometrice la 40 de grade? Persoane aflate în grupe de vârstă de risc. Cu siguranță, oameni deci care nu trimit, au și-așa o pensie foarte mică, oameni nu sunt că le e bine cu pensia pe care o primesc. Sunt nemulțumiți de faptul că au primit ori prea puțin, da, ori că li s-a redus practic din pensie. V-am zis, oamenii nu sunt proști. Când li se spune că nicio pensie nu scade și ei văd că nu vor avea parte de o indexare reală a pensiilor, adică creștere în funcție de rata inflației, oamenii nu sunt atât de proști încât să creadă ce spun politicienii. Și de aceea, probabil, în săptămânile următoare se vor duce la casele de pensii și vor face scandal. De asemenea, mă aștept ca avocatul poporului să intervine în toată nebunia asta și să extindă, să ceară guvernului să extindă acel termen de 45 de zile, pentru că n-ai timp fizic să depui o cerere de chemare în judecată a casei de pensii în termen de 45 de zile dacă pe tine te trimite mai întâi la casa de pensii. Da, avocatul poporului... 30 de zile îți dă un răspuns. Cine e avocatul poporului? Doamna a rămas. Tot? Da, tot dânsa. E cum eram când eram noi mici. Era pe vremuri, da, dânsa a rămas stabilizată. Nu are genul așa dânsa foarte implicat. Adică ultima dată când am auzit de avocatul poporului a fost în formularea: bă, tu mai știi cine e avocatul poporului? Deci nu mi-amintesc ultima știre generată de avocatul poporului decât dacă s-a gândit cineva să răspundă acestei curiozități legitime și a publicat un articol cu titlul "Nu o să-ți vină să crezi cine încă e avocatul poporului." Da. O mai ții minte pe avocatul poporului? Fiind o doamnă, Renate Weber, nu? Renate Weber, nu, să caut pe gol, poate au schimbat-o și n-am aflat. Da, trebuie verificat. Domnul Negrescu, mulțumim pentru intervenție, ținem legătura pentru că... Foarte bune observațiile. Asta cel puțin cu calendarul electoral pentru septembrie, cred că explică mult în strategia clarifică situația, da, plină de găuri a comunicatorilor puterii. Mulțumim, Adrian Negrescu, pentru comentarii, pentru explicații. Bun, și mergem către o altă problemă care era în desfășurare când a intervenit treaba cu când a intervenit serialul Doamna cu coasa. Da. Când a intervenit Doamna cu coasa, pe ce era? Doamna cu coasa, burtieră, Doamna cu coasa. Dacă nu pui pe burtieră Doamna cu coasa, nu i-au zis acum Doamna cu coasa politicienii? Ba da, doamna, da. Și o trimite acasă Curtea de Apel și politicienii au rămas pe vechi. Păi Doamna cu coasa, da. Noi, adică, eu aș vrea să facem o clarificare pe această speță. Mulți s-au gândit că prin Doamna cu coasa îl dărâmă pe Alexandru Rafila. A nu se înțelege că dacă pui sub semnul întrebării acuzațiile la adresa celor două doamne doctor, îl susții pe Rafila. Din punctul nostru de vedere, cel puțin, cred că e clar, Radu, o să-mi permiți să vorbesc și în numele tău, Alexandru Rafila n-ar fi trebuit să ajungă ministrul sănătății, cu atât mai puțin să-și imagineze cineva că ar trebui să rămână. Răspunsul pe care îl dă astăzi Alexandru Rafila este unul mincinos. Transmite jurnaliștilor că ordinul prin care a comandat, presupusul ordin prin care a comandat corpului de control să se deplaseze la Sfântul Pantelimon ar fi secret, că așa a stabilit ministrul în 2021. Miniștrii din 2021 la care face el trimitere sunt Voiculescu și doamna Ioana. Da. Doamna Ioana. Da. Așa. Cum o chema, mă, doamna Ioana? Doamna Ioana, da, uite, nici eu. Ioana Ioana. Da, nu mă știu. Da, da, uite că scapă și mie, da. Că n-am și vorbit, da. Da. Da, Mihaila. Mihail. Deci doamna Ioana Mihaila, ministrul Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății. Ambii au fost contactați astăzi de jurnaliștii de la Hot News, găsiți pe Hot News articolul și au spus: "Domne, noi n-am secretizat nimic." Ce să secretizeze? Au mai fost doi interimari, n-au secretizat nici nimic. Deci domnul Rafila, care ministru în 2021 a secretizat ordinele privind activitatea corpului de control? Că cei la care faceți dumneavoastră trimitere nu au secretizat nimic, deci e o minciună în plus este pentru care Rafila trebuie să plece. Omul care, întreagă fie spus, a primit și de la jurnaliștii B1 o cerere privind acel ordin. Cei de la Hot News i-au zis:
Dă-ne, domne, și nouă ordinul. Că zic unii că n-ar fi existat ordinul că ai trimis corpul de control să mușamalizeze ceva de la Sfântul Pantelimon. Că la Sfântul Pantelimon sunt probleme foarte mari, dar nu neapărat în legătură dincolo, cu ce s-a vorbit cu cele două doamne. Dincolo doctor. De doamnele doctor se pot descoperi în urma unui control în lucruri absolut siderante. Dar da. Mai ales acolo era un spital asediat de pacienți pur și simplu și foarte puțin finanțat. Ei, și eu am amestecat cele două subiecte că au zis că parcă dă mai bine dacă aducem și niște morți în discuție. Nu! Sfântul Pantelimon e un spital cu probleme dincolo de discuția privind crima cu premeditare. Ia uitați ce spune Vlad Voiculescu pentru jurnaliștii de la Hot News. E halucinant ce scuze își găsește domnul Rafila. E complet absurd să se vorbească despre ceva de acum 3 ani. Nu are absolut nicio relevanță. Orice document poate fi făcut public prin voința ministrului. Nimic nu-l poate opri pe Alexandru Rafila să facă public acest ordin. Doar o lege sau o hotărâre de guvern, dar niciun caz un ordin de ministru de acum 3 ani. Adică până absurd. Dacă Voiculescu a emis un ordin de ministru prin care a zis la secret totul, Rafila poate emite un ordin de ministru prin care să spună la public totul. Nu, n-are nicio noi, mă. Deci e absurd, da. Este stupid. Bun. Chiar și pentru cei mai înverșunați dușmani ai lui Vlad Voiculescu, în condițiile în care nici nu ne prea place Vlad Voiculescu. Dar nu poate fi el vinovat pentru ceva ce refuză Rafila fără nicio scuză să facă public. Un ordin de ministru, chiar și dacă ar fi existat, putea fi modificat de actualul ministru în 30 de secunde, spune Vlad Voiculescu. Domnul Zafir. Deci să nu creadă Rafila că el a ieșit complet din discuție doar pentru că le-a pus în libertate curtea de apel pe cele două doamne doctor. Colegii noștri i-au cerut lui Rafila o altă informație și mai tare. Fii atent. Hot News spune în felul următor către Ministerul Sănătății. Dați-ne și nouă ordinul de ministru. Ministrul nu răspunde. Iese acum și zice, e secret. Colegii noștri întreabă în felul următor. A, e secret? Dați-ne numărul de înregistrare. Că numărul de înregistrare nu poate fi secret. E ce să vezi? Nici numărul de înregistrare nu e oferit de doctorul Rafila, de ministrul Rafila jurnaliștilor. De ce? Păi dacă e secret ordinul, am înțeles, e secret și nu vrei să-l desecretizezi, ai tu motive. Dar spune-ne numărul de înregistrare, că ăla nu poate fi secret. Și ăla garantează că tu ai emis un ordin de ministru și că n-a fost totul o mare vrăjeală prin care cu corpul tău de ministru ai încercat să mușamalizezi speța. Pentru că pe surse se vorbește despre faptul că n-a existat niciun ordin de ministru. Pentru că argumentul pe care l-a produs el la două săptămâni distanță și care nu stă în picioare, că e secretizat, nu se mai aplică și la numărul de înregistrare, că ăla nu poate fi secretizat. Nu, da, deci dacă era adevărat ce spune el, ar fi zis, nu vă dau ordinul, dar vă dau numărul de înregistrare. E foarte bună cauzalitatea, sigur e clară treaba, dar aș mai adăuga o chestiune care e la fel de importantă în momentul când tu vii și îmi spui că e ceva secretizat, având în vedere că... Că tu decizi ce e secret și ce nu ministerul tău. Dincolo de... Pe lângă asta. Ok, pe lângă asta. Dar spui că e secretizat. Eu automat în mintea mea mă întreb, bă, de ce ar fi secretizat? Și atunci, automat în capul meu îmi dau acest răspuns. Pentru că e ceva în neregulă acolo, că alminte n-ai altă argumentație plauzibilă pentru a secretiza ceva. Deci nu ai, pentru că nu e un secret național, nu e ceva, domnule, vulnerabilizăm România. Dacă nu, domnule, e clar că dacă ai secretizat, e clar că ai ceva de ascuns, alte argumente nu ai de ce să ai. Nu, bun. Da, hai să mergem pe la, ca să facem transiția cu următorul subiect pe la Bush, cum le zicea Bulai pe înregistrări. Arată-mi că ai încredere în tine, dezbracă-te. Arată-mi că există ordinul de ministru. Dezbracă-te. Dezbracă-te de secrete și dă-ne numărul de înregistrare. Da. Numărul atât, numărul de înregistrare. Și când... mai vedem noi după aia altele, dar nu dai nici numărul, e clar că... Mai ții minte când îl vedeam pe domnul Rafila continuu la televizor, a apărut doar cu un ecuson. Cu ecusonul ăla. Tot timpul avea un ecuson de gând spânzurat la... Deci nu apare... În ultima vreme, sigur, a renunțat, dar era singura înfățișare în care îl puteai vedea cu un ecuson de gât atârnând aici. Domnul Zanfir. Vă rog. Spectaculozități în cazul domnului acestuia Bulai care... Că sigur... nu degeaba am făcut gluma aia la limită mai devreme cu domnul Bulai și mesajele sale. Ca să creăm o punte de legătură. Continuă ancheta în privința acestei chestiuni și continuă cu un domn Pârvulescu. Domnul Pârvulescu. Decanul de la științe politice de la SNSP. Da, da, este și o celebritate a ecranelor în momentul în care se discută... De la SNSP toți sunt celebrități. Da, se discută de politică internă, externă, apare, toți sunt celebrități zice, acolo. Nu mai vedete, eu nu știu când predau ea. Da, da, e da. La televizor. Uite, dânsul este, domnule, apare cu tare, îți explică, îți spune într-un cont. Da. Domnule, uitați ce se întâmplă. Bine, cu tare. Bine, el nu e implicat cu nimic. Nu e implicat, dar e întrebat.
Ca martor, n-are... Da, nu, dar vreau să spun că e o persoană cu relevanță publică, domnule, știe, domnule. Așa, așa și Bula era o persoană cu relevanță. Și zice așa, nu, e mai ridicată relevanță. Bine, n-are legătură, că da, nu vreau să pară că fac o asociere între Și că e acuzat de ceva, dar că ce nu e acuzat de nimic. Că, e acuzația ei că, domnule, se cam știa ce se întâmplă acolo. Asta e acuzația care planează asupra tuturor, din păcate. Pentru că se cam știa ce se întâmplă acolo. Sigur că... Domnul Părvulescu este întrebat și răspunde în felul următor. Nu a existat nicio plângere formulată în ceea ce îl privește situația domnului Bulai. Nu știu dacă studentele vorbeau între ele că nu vorbeau cu mine. Într-adevăr, poți să te gândești că... ce pot să spun sigur este că zvonuri au existat. Ce pot să spun sigur este că zvonuri au existat. Să-l ascultăm zicând chestia asta, că mi se pare important. Nu au existat acuzații formale. Printre celelalte cadre din Dacice. Activitățile acestui domn... Bârfe întotdeauna au existat, dar ele existau încă de pe vremea când era la Universitatea București și niciodată nu au fost probate. Cred că trebuie bine definită hărțuirea. Dar, deci nu aș face astfel de declarații și o să înțelegeți de ce. Pentru că domnul Bulai urmărește cu atenție declarațiile pe care le fac și apoi va face o acțiune în justiție împotriva SNSP. Așa că trebuie să fim rezervați. N-au existat niciodată sesizări formale, repet, dacă parchetul le-a căutat, cu siguranță nu le-a găsit. În ceea ce privește discuțiile, au existat discuții cu studenții, dar niciodată nu au produs probe. Nu au fost discuții 20. Cu studenții, au fost discuții cu studenții, deci indiferent de gen. Au fost niște discuții pe care decanul le are periodic cu studenții pentru a înțelege care sunt problemele care se întâmplă în facultate. Și ce fel de zvonuri erau? Erau referitoare mai ales la exact ceea ce spuneau și colegii mei în scrisoarea de acum 3 săptămâni, referitoare la limbaj. Avea un limbaj care la Facultatea de Științe Politice de la SNSP era puțin ieșit din comun. Sexuale, domnule decan, nu, nu știu dacă am putea spune asta. Înseamnă că era sexist, că era homofob. Cam asta este, astea sunt reproșurile pe care le-au făcut, dar și astea erau cât se poate de vagi în discuția pe care am avut. Noi am mai avut un caz, atunci au existat fapte. Faptele au dus la o cerere a Comisiei de Etică de desfacere a contractului de muncă. Comisia de Contestații n-a mers până acolo. În cazurile în care nu există fapte, nu există de fapt un demers formal. Ați înțeles, domnul Zanfir? Ați înțeles, domnule, că vă vedeam pe aici. A explicat domnul Părvulescu, dacă n-a existat nicio plângere, ce da, ce să fac? Erau niște zvonuri, sigur, erau și înainte, erau zvonuri, dar trăiam cu acele zvonuri. Trăiam cu acele zvonuri, că până la urmă, asta e situația. Păi cum erau, mă, zvonuri? Păi de erau zvonuri. Păi... Și trăi cu zvonul. Păi cum e, de ce erau zvonuri dacă spune, uite, doamna Miroiu spune, care nu știu, mai predă, nu mai predă? Da, nu mai știu care e situația, dânsă, mă rog, da? Așa. Cream că e o vârstă, dar mă rog, probabil mai are de îndrumat pe acolo, la studiile doctorale, important. Doamne, n-am reușit să înțeleg. Dacă erau doar zvonuri, da. Ce problemă, zicea doamna Miroiu, care rezolva într-o discuție cu alți profesori, când s-au plâns studentele? Că, vezi tu, când îi acuz că n-au făcut nimic, spun, cum n-am făcut nimic? Am mers personal și am vorbit și le-am zis, lasă-le în pace pe fete. Și eu cred că le-a lăsat. Când îi chem la declarații, doamne, erau niște zvonuri. Păi când minte cadrul didactic SNSP-ist? Când minte? Când spune că, domne, s-a implicat cum a auzit? Sau când spune, cadrul didactic SNSP-ist la modul general? Da. Când spune că s-a implicat cum a auzit și a vorbit cu ăla și l-a tras de urechi, lasă-mă fetele în pace, nu ți-e rușine că ești de vârstă cu tasul mare? Sau când spune, erau niște zvonuri, niște bârfe, dar să știți că nimic concret. Că eu am înțeles de la niște studenți care au făcut public această informație, că s-au depus inclusiv niște plângeri și s-au solicitat modificări la codul de etică, modificări ce și atunci, ar urma să vizeze hărțuirea sexuală. Dacă s-au făcut, dacă s-au cerut niște modificări niște... la codul de etică, cum, doamne, iartă-mă, erau doar niște zvonuri? Brusc din toată nu mai sunt zvonuri, nu? Adică sunt niște lucruri asta zic, concretizate într-o plângere, într-o adică, discuție, într-o... Nu e cam, știi? Nu e cam e ciudățel? Cam aia, da. Că parcă nu mai e, deci când e vorba să se apere, da, domne, ce a ținut de mine a făcut. Când nu e vorba să se apere, mai mult zvonuri, mai mult bârfe. Da, am o întrebare, uite, că dânsul e decan acolo. Nu? E decan. Da, este. Eu ceru jurnaliștii să lămurească dacă Stănciu Gelu, fost profesor care a fost și el implicat într-un scandal de ăsta, mai lucrează pentru instituție și dacă da, în ce calitate. Spuneau jurnaliștii că nu le-a răspuns.
Păi e tot o bârfă care lucra. Păi cum? E sau nu e? E o bârfă. Dom'le, au existat bârfe care lucrează. Nu e, trebuie să explice niște lucruri, pentru că universitatea asta a fost foarte bine ancorată politic. Da? Să nu uităm, rectorul acestei universități, ministru, propunere de premier a PSD-ului. Domnul Alfred Bulai a fost președinte de agenție guvernamentală cu rang de secretar de stat, racordat la așa. Până prorectorul SNSPA e șeful cancelariei premierului. Un fost prorector al universității este domnul Negrescu, care vicepreședinte la Parlamentul European, îl pune lumea comisar european. Și câte și mai câte alte personaje din colectivul academic universitar al SNSPA sunt în funcții importante în partide. Eu o doamnă pe la Institutul Diplomatic, care e șefă pe acolo, tot aici, care îl felicita pe unul și pe altul, îi felicita pe unul și pe altul, da, în diferite circumstanțe, nu auziseră bârfele. Știi cum? Vă rog frumos să vă calmați, dar nici să nu ne prefacem așa că prima dată când aud, că dacă dai sorci pe gol, pe mine m-a interesat subiectul, acum recent să văd dacă mai era ceva. Găsești niște articole, niște comentarii, de mult. Deci, întrebarea următoare, și cu asta depășim subiectul ăsta. Bă, ce documente au căutat procurorii la SNSPA și în cămin? Da, deci pentru că astăzi s-au făcut niște... Șervețele de la Bulai, te doresc mult. Verificări, da, proful da, da. Tău, Alfred, poți să-mi spui al Bandi. Ce documente cauți tu acum, de natură, să susțină ancheta? Deci ce să... Poate că e vorba de acele plângeri, poate că sunt înregistrate undeva, acele plângeri făcute de-a lungul istoriei. Doar n-or fi tâmpiți ăștia să spună, nu a fost depus nimeni nicio plângere. Și să le aibă frumos la biblioraft cu număr de înregistrare, stică pro asetiz. Aoleo, da. Ba, uite că au fost depuse. Da, 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 acum când spuneți, mi-aduc aminte. Deci asta ar viza să vadă... Păi altceva ce are, ce înscrisuri ar putea? Adică dacă ăștia îngropau, ăștia dacă îngropau subiectul, crezi că păstrau totuși plângea. Totuși, să ne aruncăm hârtia. E bine să le ai acolo, cine știe când îți trebuie să te acoperi. Și în cămin, ce să cauți în cămin? Deci în cămin, dați-mi să văd și eu ce documente am. Poate au vreo scrisoare de dragoste, vreo... Da, e un fel de a arăta procurorul că lucrează, poate. Domnule, să știți că suntem aici, pentru că în felul ăsta, uite, tu la televizor, acum, dintr-o dată, vorbești despre acest subiect, pentru că procurorii s-au hărnicit în acest sens. Și atunci tu, cumva, ai această acreditare, băi, o treabă serioasă, au căutat și înscrisuri, o anchetă serioasă. Este o cercetare in rem. In rem, atenție, da, deci, e bună precizare. Bulai n-are niciun fel de calitate, că uite, ne-a avertizat domnul Prăvulescu, nu pot să vorbesc, că mă dă în judecată Alfred Bulai. Asta e marea lui. Domnul Zafir. Problema nu e să transparentizeze ce s-a petrecut acolo în curticica lui, ci apropo să nu cumva să fie justițiabil în ochii lui Alfred Bulai. Interesant. Interesant asta. Apropo de calități, în calitate de interlocutori, vom avea în momentul de față pe Răzvan Munteanu, realizator al emisiunii Check Media. Check Media din weekend. Bună seara, Răzvan Munteanu. Bună seara! Și de asemenea, domnul Ștefan Edveșni se alătură... Și el realizator. Și el mare realizator. Dar alte emisiune, drumurile noastre, tot bună seara! Bună seara! Vă rog să scoateți imaginea cu fata. Măcar cu așa să ne intersectăm și noi în dialog, că dacă voi sunteți în weekend și noi în timpul săptămânii... Da, da. Deci iată, dintr-o dată au apărut niște autostrăzi. De ce au apărut aceste autostrăzi? Este foarte important de remarcat. Au apărut aceste autostrăzi care se construiesc nu doar în imagini, dar ele pur și simplu apar într-o stare de hărnicie. Că vorbeam de hărnicia procurorului, există și o hărnicie a constructorului în România, bruscă, suspectă, mă rog, într-un anumit fel putem și, domnule, spune. Și, domnule, acum nu-ți convine că se construiește. Ba da, dar explicația este interesant de formulat. De ce dintr-o dată au început, mulți spun, domnule, e an electoral, se face, se drege. Aș începe cu Ștefan Edveș. Ștefan Edveș, e o hărnicie pe care o constatăm reală sau doar așa de imagine? Chiar se face într-un ritm susținut? Să mulțumim, în primul rând, Ucrainei, domnilor, nu ministrului Grindean. Ne-a zis tare. I-aș mulțumi Ucrainei. Mama Ucraina ajută la tot ce înseamnă autostrăzi în patria numită România, patria noastră, pentru că dacă n-ar fi fost Ucraina și războiul, în momentul de față autostrada Moldovei nu cred că ar fi existat. În momentul de față, nu cred că Uniunea Europeană, Ursula, dacă nu mă înșel, o cheamă pe doamna de la Uniunea sau de la Comisie, cum o fi, ăștia pompează bani în țara asta acum ca dracii să facă autostrăzile astea spre Ucraina în special. Și în momentul de față, autostrada Moldovei, probabil că de Crăciun în 2026,
domnul Zamfir, dacă vrea să-și petreacă Crăciunul la Kiev, m-am gândit. 25 decembrie 2026 își parcurge, își petrece timpul pe autostradă. Domnule Ezeș, să știți că dacă tot vreți să faceți gluma asta, colegul meu era mai potrivit. Domnul Buzeanu e mai... Mai chievent, mai deschis, mai chievent, să zicem. Mai chievent, mai deschis spre a petrece în Ucraina. Vreo 2-3 miliarde de euro împrăștiate, să spun așa, pe autostrada Moldovei și pe calea ferată București, Bacău, Suceava, Dornești. Sunt deja investiții masive. Deci acum ca să înainte să mergem la Răzvan Munteanu, o secundă. Înainte să mergem la Răzvan Munteanu, vreau să pun o întrebare clarificatoare. Câți kilometri se construiesc autostradă și care este stadiul lor așa în mare vorbind? Ploiești, Buzău, Focșani, pentru că Buzău nu e în Moldova. Ar fi anul acesta de 90 de kilometri de autostradă. Așa, dar focul acestei autostrăzi de anul viitor. Adică numărăm, să zic, 100 și ceva de kilometri anul viitor, în 2026 iarăși numărăm 100 și ceva spre 200. În orice caz, în decembrie 2026 trecem Pașcaniu. Nu știu dacă știți unde e Pașcaniu. Da, da, e clară treaba. Deci se merge spre Pașcaniu. Și tot înainte să merge la Răzvan Munteanu, mai pun o întrebare și cealaltă autostradă care trece prin munți, care se duce încolo spre vest, care leagă și ea de asemenea, că am văzut că circulau pe acolo unități militare, cred că spre Ucraina, bănuiesc, au fost filmări pe Valea Oltului, pe acolo. Aia când va fi gata și dacă beneficiază de aceeași hărnicie? Autostrada A8, deocamdată, e un vis frumos al românilor. Nu putem vorbi decât despre capetele din zona Târgu de Mureș, din Secuime, în Ghilicele, da? Și de zona Târgu Neamț, de la fel, plus minus 30 de kilometri sunt contracte semnate. Faptul că acum toată Moldova, să spun așa, își dă cu cărămida în piept să facă și A8-ul, și să lege Moldova de Transilvania în contextul în care vorbim de vreo 2-3 parcuri naturale în munți, în Carpați, e greu de gândit încă 5-6 miliarde de euro. Adică trebuie întrebat Marcel Ciolacu, dacă vă amintiți, a fost întrebat pe unde trece în Carpații, pe autostradă, nu? Sau cum a fost întrebat? Și zice, din ce sens? Sau cum azi? Așa, no, da. Atunci ar trebui întrebat și de unde mai face rost Ciolacu de încă 6... Și el ar răspunde, ce aveți cu autostrăzile românilor? Că așa, când a fost întrebat de unde face rost de bani pentru majorarea pensiilor, așa a întrebat, ce aveți cu pensiile pensionarului, cu pensiile... Hai să vedem și din altă perspectivă cum anume se justifică interesul ăsta pentru infrastructură într-o manieră subită și fără legătură cu traficul rutier. Și vreau din să dăm, în timp ce îl întrebăm pe Răzvan Munteanu, dați mare pe ecran articolul din Le Monde care exact această chestiune o pune în discuție. Vă rog. Răzvan Munteanu, e pertinentă teoria asta pe care o dezvoltă și jurnaliștii din publicația franțuzească invocată de domnul Buzeanu. Și cei de la Next au vorbit tot. Așa, hai să nu-i luăm chiar pe toți, da. Așa că suntem la emisiune. E plauzibilă teoria asta că, de fapt, România construiește autostrăzi pentru că e nevoie de infrastructură în logica războiului din Ucraina și n-are niciun fel de legătură cu poveștile astea electorale pe care le vând guvernanții, că uite, domnule, ce facem pentru dumneavoastră? Bun, acum, dincolo de publicațiile mainstream din presa occidentală, trebuie să fim atenți și dacă cineva finanțează anumite articole să apară, inclusiv în publicații precum Le Monde. Discuția se pliază, în acest context, se pliază direct pe narativul și propaganda venită de la Moscova. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că dacă privim o hartă a flancului estic NATO, Polonia este mult mai relevantă decât România, iar autostrăzile acolo funcționează perfect. Sigur, există un cumul de factori în construcția acestor autostrăzi, vorbim de banii din PNRR, vorbim de anul electoral și, evident, vorbim și de conflictul din Ucraina, care poate îi fac pe cei de la Bruxelles, și când zic Bruxelles mă refer la Uniunea Europeană și chiar NATO, să impulsioneze și mai mult Bucureștiul pentru a dezvolta infrastructură, pentru că este nevoie, în special din punct de vedere economic, mai puțin din punct de vedere militar, din punctul meu de vedere,
să nu uităm că va exista o reconstrucție a Ucrainei, acolo unde România trebuie să joace un rol extrem de important din punct de vedere financiar, pentru că este un stat care a sprijinit țara vecină și a sprijinit-o mult mai mult decât cunoaștem noi în mediul public. Pe de altă parte, într-adevăr, există un culoar militar care leagă Grecia, Bulgaria, România de Ucraina. Este celebrul culoar militar dezvoltat de către analiștii militari încă de la anexarea ilegală a Crimeei în 2014. Dar România, ca să fie și mai relevant în acest context, trebuie să mai facă două lucruri pe care nu l-a făcut în momentul de față și care pare că este departe de a fi realizat. În primul rând, ar trebui construit, dacă analizăm doar din punct de vedere militar, un pod peste Galați, care să lege localitatea Rain din Ucraina. Și evident ar trebui... Avem podul de la Brăila, Răzvan! Podul de la Brăila, da, da. Podul de la Brăila nu duce în Ucraina. Iar pe de altă parte, ar trebui dezvoltate câteva poduri peste Dunăre care să interconecteze România cu Bulgaria. România nu face nimic în acest sens. Lucru care ne-ar avantaja și economic, nu doar din perspectiva militară. Deci, în concluzie, da, este vorba și de o componentă ce ne leagă de conflictul din Ucraina, o componentă mai degrabă economică, spune, decât militară, pentru acolo Polonia are principalul cuvânt de spus, dar și alți factori care creează un cocktail. Mulțumim pentru explicații, mai discutăm subiectul, e foarte important. Răzvan Muntanu, mulțumim pentru intervenție, domnul Ștefan Neveș, de asemenea, mulțumim pentru intervenție, revenim după o scurtă pauză. Azi a fost ziua importantă a lansării candidaturii domnului nostru Marcel Ciolacu și tot astăzi avem și reacția doamnei Lasconi la această situație. Doamna Elena Lasconi, candidatul USR la președinție, are o primă reacție și cred că este primul candidat care reacționează la anunțul candidaturii lui Marcel Ciolacu. În primul rând se bucură foarte mult, are o postare pe Facebook în care se bucură și zice în felul următor: mă bucur că am aflat cu cine intru în turul 2. Deci că nu știa cu cine intră în turul 2. Uh-huh. Și cred că mulți se și miră că Marcel Ciolacu și-a făcut curaj să candideze. Mi se pare incredibil că după un mandat dezastros de prim-ministru îți dorești să fii președinte de țară, a spus, Elena Lasconi. Așa. După care, după momentul ăsta de bucurie, ridică și niște întrebări. Zice, da, dacă tot candidează, să ne zică următoarele lucruri. Ce căuta la vânătoare cu un terorist? La ce vârstă și-a luat bacalaureatul? În ce condiții și-a luat carnetul de revoluționar? Pam, pam! Și cu asta basta, luăm și noi o scurtă pauză până mâine și revenim cu întrebări și răspunsuri la aceeași oră. Să aveți o Românie bună în continuare! Toate cele bune!